invitat acolo. Cu copiilor. Ea este Aura și el este Adrian. Lucrează acum într-un proiect. Amândoi sunt în managementul companiei. El lucrează într-un proiect, cum să vă spun, cu aplicabilitate foarte mare. Deci este cel cu care am lucrat, a fost al 19-lean al țării, în lotul lăgit pentru internațional, de la cei de petrol din Măinești. Cum se întâmplă asta? Când vrei să schimbi statutul și vrei să ajungi acolo, forța, ție ca Dumnezeu ți-o dă, acest dar imens pe care Dumnezeu ți-l pune, dar tu trebuie să muncești, trebuie să-l valorifici, trebuie să nu te mulțumești. Am să spun ca la o predică din ceea ce am mai urmărit. Darul vorbirii și a spunerea acelor lucruri care pleacă din interiorul tău și le spui cu toată dragostea, fac ca să ajungă la sufletul celor care o ascultă. Da, și iată, el este Adrian. Da, aici, după ce îi ducem și la stupină acolo. Da, și acolo... Ei, am și lecții cu apicultură, de apicultură pentru ce mici. O idee, la un mic, să punem florile aici. Ca să nu mai duc al lume. Superbă idee. Deci, să fie flori acolo, el și să alerge atâta. Este partea aceea. Apropo, copiii sunt atât de... Inocență așa. Da. Și ei au întrebările acestea, de ce așa, nu așa? Și vine școala și din ceea ce înseamnă calitatea asta, da. Îi omoară acest... Și știți ce se întâmplă? Practic, cum să spun, este o agresiune asupra intelectului și îl facem din acești inventatori... Așa trebuie să înveți. Așa, algoritm. Așa noi comunicăm algoritm, nu descoperim algoritm. Ce sunt încântat de Ioana. Cum a văzut? Asta este ceea ce fac în lecții. Deci îi conduc pe ei pe culoarul acesta a descoperirii și făcută de ei descoperirea înseamnă altceva, cu totul deosebit. Ioana, ca să ne-am dus din lecții, ai înțeles tot ce înseamnă acolo la lecții, ca să fie foarte clar. Cum vei proceda tu? Aș vrea să-ți iei un număr de lecții săptămânal pe care să le parcurgi în varianta asta care vă spun acum și duminică de duminică să ne întâlnim și să stăm de vorbă și să-mi spui dacă cumva ai găsit vreo chestie. După părerea mea, nu o să găsești o chestie nedezolvată. O să aștept cu nerăbdare în momentul acesta care spui totul a fost perfect, pentru că acolo unde am avut o chestie care nu mi-a mers, sau n-am înțeles eu, n-am putut să o fac înainte, m-am dus și am găsit așa. Dar vreau mai mult să-mi spui și noutățile. Vreau să spui, am soluții noi. La problema aceea, la lecția cu tare, nu știu ce, nu știu cum. Deci, concret, facem așa. Ne întoarcem și ne ducem la Prof Online. Luăm, dragilor, Ioana este în clasa a 7-a, deci la videomatematică și de aici luăm clasa a 7-a, Ioana. Și la clasa a 7-a, ai văzut, sunt acolo atâtea lecții, cele de geometrie, frumusețe rară, de frumusețe rară. Și vreau să îmi spui, iată aici o problemă, asta trebuie să ți-o arăt, nu pot, Ioana. M-a sunat cineva și am făcut-o așa, aici, cât țin camera într-o mână și filmând lecția.
Dar ca să înțelegem, o să mă întorc la lecție, dar să termin de parcurs ideea, să trec pe ideea care am vrut-o să o spun. Deci îți iei din lecțiile acestea, câte lecții poți să duci tu pe parcurs săptămânii astea? Vezi tu numărul pe aici este povestea mea. Tu, așa, după cât crezi tu, câte lecții poți să faci pe zi, mulțești cu 7 și spui 10 lecții, 15 lecții, nu știu. 10 lecții. 10 lecții. Așa mergem. 10 lecții făcute pe zi și dacă depășești ceva, să știi că nu mă supăr, nu o să apară niciodată nicio observație din partea mea. 10 lecții făcute. Asta înseamnă câte săptămâni, asta înseamnă trebuie să-ți împarți așa, eu ți-am dat ție așa la prima citire, dar tu îți faci un calcul, să vezi câte lecții sunt aici, până în toamnă, până când începe școala. Eu trebuie să-mi programez așa, trebuie să mai am în vedere că o să merg cu părinții, nu știu unde, nu știu cum, trebuie să am în vedere așa. Și atunci trag în perioada asta ca să rămâne perioada cealaltă. Deci, i-am zis duminică de duminică, ne vedem, dar să știi că discuțiile de duminică o să fie mult mai scurte. De ce? Că vor veni doar atât. Am aceste chestiuni și am aceste lucruri noi care le-am găsit. Asta mai avem bucurie. Să știi că atunci am să tresar de bucurie spunând, da, merită. Dacă la împărțire mai mult de 10 lecții trebuie să faci, o să faci mai mult de 10 lecții. Dar tu ești responsabilă. Managementul acestei activități tu ți-l asiguri. Nu mama, nu tata, tu ești responsabil cu povestea asta. Și acum să vedem lecția asta. Dacă ne mai ține camera. Dacă ne ține. Deci este o lecție, m-a sunat un copil din Galați și mi-a cerut să fac o problemă. Și eu cu camera într-o mână și pe o hârtie am filmat lecția asta. Deci, așadar, dragilor, iată că am bucuria de a vă spune că un elev de unde din Galați, spui tu, da? Da. Așa. Clasa a 7-a, m-a sunat acum câteva minute, propunându-mi să încercăm să facem un exercițiu la matematică. Unul foarte, foarte interesant mi s-a părut mie. Și atunci, din nevoia de a filma această discuție, am spus că, iată, nu mă aflu la, în momentul de față, nu mă aflu acolo la camera aceea, la spațiul acela unde puteam să înregistrez, dar așa cum am făcut altă dată și în drum, eram pe București și m-a sunat cineva și am făcut un exercițiu, o fac acum, ținând camera într-o mână și încercând să discutăm mașinii, am pus foaia. Te numești, care e numele tău? Așa. Vali, da? Da. Vali, ce vreau de la tine? Să-mi propui din nou exercițiu și spune-mi cum suna exercițiu, că eu nu-l mai am scris acum. Adică al mare. Da. 1 ori 2 ori 3 ori 5 de puncte ori 2 ori 13. Nu ai trimit să iau măcar din oleu. 1 ori 2 ori 3 ori puncte, puncte ori 1000 ori 2013, așa. 1994. Da, deci plus așa. Deci plus 1994. Da. Și să vedem dacă acest număr, deci radical din 1 ori 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori puncte, puncte ori 2013, plus 1994, așa, să vedem dacă... Tot subradical, așa, să vedem dacă acesta este număr natural, da? Da. Să cercetăm, este număr natural sau nu? Hai să le spunem prietenilor noștri că noi am încercat un pic să ducem exercițiu și cum parcurgem pașii aceia care am făcut în prima discuție, în sensul acela de a le propune tuturor prietenilor că în fața unui exercițiu
și profesorul are aceleași emoții pe care le are oricare dintre elevi. Adică, la prima citire, te întreb ce poți să faci. Și spunem... Prima dată m-am gândit la factorial. Așa, tu ai zis să încercăm să scriem numărul ăsta ca un 2013 factorial, nu? Factorial, adică toți factorii mulțiți. Adică toți factorii mulțiți până acolo. Și spuneam eu atunci, doar este o altă formă de scriere, dar care ar fi avantajul acestui demers? Am spus că nu mai vedem decât atât. Și tu mi-ai spus și l-am scris așa și așa m-am uitat doar la el. În rest n-am mai avut nicio reacție. E bine? Da. Care e ieșit dificil, nu? Povestește tu. Ce am încercat eu la prima vedere? Sau să povestesc eu. Ce a fost în mintea mea? Deci în clipa în care am văzut ieșițiul, am spus, domnule, ceva trebuie să fac. Prima dată te-am întrebat pe tine. Tu ai vreo idee? Știi de ce am întrebat așa? Pentru că profesorul din mine căuta să câștige un pic de timp, să înțeleagă ieșițul, să vadă și el o idee, că nici eu n-aveam nicio idee. Dar cum tu l-ai avut ieșițul mai mult în față, am zis că poate mă poți, îmi sugerezi ceva, poate mă poți ajuta. Așa că tu mi-ai spus că doar atât ai scris și cu asta nimic. Ce mi-am tot zis eu în momentul acela? Ceva, hai să vedem. Deci ar trebui să putem arăta că tot numărul ăsta, tot numărul acesta lung care va rezulta, este să cercetăm dacă este pătrat perfect. Deci, întrebarea era dacă tot numărul ăsta, 1 sau 2000, mai precis, 2013 factorial, plus 1994, da, dacă este egal cu un K pătrat. Așa, dacă este un K pătrat. Adică dacă 9, este egal cu un K pătrat. Ne întrebam noi amândoi, nu? Pătrat, asta 25. Era, da, asta. Bun. Deci aveam clar obiectivul. Să putem arăta că numărul acesta este sau nu, să-l cercetăm. Să vedem dacă poate fi scris ca un pătrat perfect. Și ce mi-am zis? Hai să încerc să mai câștig un pic de timp. Eu fac acum o chestie pedagogică. Deci, cum nu mi trebuie aborda din asta să înveți și tu, să ai încredere în tine, să încerci să, cum să spun, să te crezi ca un învingător, să știi că poți, dar da, trebuie să încerci, trebuie să tatonezi. Și atunci am zis, hai să încep de o parte și să văd câte zerouri are numărul ăsta dacă l-a scrii, 1 ori 2 ori 3. Deci, 1 ori, deci 1 ori 2 ori 3, ori puncte, puncte, până la 2013. Da. Oare ar fi un număr foarte mult, foarte lung, care ar avea niște zerouri. Nu, am întrebat eu, cu ce s-ar termina numărul ăsta la mulțire? Și tu ai scris... Cu multe zerouri. De ce oare? Și nu știam câte zerouri să pun. Dar de ce oare? Dar hai să ți-o spun, Ioana, că în toată perioada asta eu simțeam că... De ce crezi că cu multe zerouri? Pentru că avem... Primul grupaj, 2 ori 5. 2 ori 5 care face o 10. Da? Un 0. Al grupaj care ar urma, imediat ca mai dă un 0. 10. 10 de este altul până la 10. 5 l-am folosit. Da. 4. Nu? 4 ori 15. 5 l-am folosit la 2 ori 5. Da. 4 ori 15. 8 ori 15. Deci, de al de 5, a apărut ideea. Câți de 5 ori fi oare până la 2013? Foarte mulți de al de 5. Cât 2 ori sunt. 2 ori sunt și la 2 și la 4. Dar mai sunt 0 ori și la 10, la 20, la 30, la 40 și mai departe, nu? În concluzie, numărul ăsta este foarte, foarte mult, dacă foarte multe 0 ori. Da? Destul de multe 0 ori în capăt. Deci o primă chestie care am zis-o. Eu să mai vedem. Ăsta a fost motivul. Nu sunt pe o culoare bun, dar câștigam timp. Câștigam timp pentru eventual o altă idee. Deci nu știam. Și atunci am luat-o. De la 1 până la cât am zis noi să mulțim?
1, ori 2, ori 3 până la 10. Și până la 10 am zis noi câte zerouri va avea numărul ăsta? 2. Va avea 2 zerouri, așa. Pe urmă, iar nu vedeam nimic așa în viitor, sau să spun ca o idee care să mă ajute. Pe urmă am zis 11 ori 12, ori puncte, puncte, ori 20. Acest număr iar va avea, ai spus tu, 2 zerouri, nu? Va fi un număr lung care se termină cu 2 zerouri. Și așa am zis noi că am putea număra zerourile. Bine? Da. Apoi am mai gândit până la 30. Le spunem tot clar prietenilor noștri că așa se face, nu, în timpul acesta, ca să te poți apropia de greșițiu, faci tot felul de datorări. Deci 21 ori 22 ori puncte, puncte, ori 30 ar mai avea tot așa 2 zerouri la sfârșit. Deci, lung, 10 și 5 ori 2. Și în final, dacă am zice să mulțim doar numerele de la 1 până la 30, deci dacă le-am mulțit toate numerele astea de la 1 până la 30, acest număr s-ar termina cu câte zerouri ai spus tu? De la 1 la 36. 6 zerouri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și dacă adunăm pe 1994, ultimele 4 zerouri, nu? S-au ocupat de 1994. Deci, numărul 1 ori 2 ori puncte, puncte, ori 30 plus 1994 s-ar termina. Ar fi un număr foarte lung, să zic ca mult. S-ar termina cu? Ultimele 4, 194. Și ar fi 2 zerouri, că erau 6 de toate. Da. 4 ultimele ocupate și 2 zerouri și cât mai fie la acolo, da, lung, în sfârșit. Ei, ce va mai fi mai departe? Care sunt în continuare, cum lucrez mai departe?